Lăudat să fie Hristos, speranța noastră, Cel ce ne-a mântuit, dragii mei, Cel în care ne-am pus toată nădejdea și toată încrederea, în a cărui nume în această seară, împreună cu dumneavoastră de acasă, noi ne închinăm înaintea Lui, spunem, mărit să fie Domnul, amin. Scumpii mei, în această seară aș vrea să continuăm pe linia acestor mesaje de încurajare, îndemnare și îmbărbătare. Poate, dacă Dumnezeu ne va ajuta în următoarele săptămâni, vom reveni la seminarele și studiile noastre, dar văzând valul care acum s-a ridicat, vrem să ne încurajăm din Cuvântul lui Dumnezeu în aceste zile sub călăuzirea Duhului Sfânt. Ei bine, dragii mei, în această seară vom vorbi despre un mesaj care eu cred că este foarte pertinent pentru biserica modernă. Apare câte o poză pusă pe internet, aici, colo, și încercând să fie mai nostim oamenii, vor pune așa un efect mai vechi, ca și cum ar fi o poză foarte veche, și este o poză luată dintr-un restaurant unde oamenii mănâncă și zic, aduceți-vă aminte din februarie 2020, ce vremuri bune erau. Desigur, de atunci, din martie, când a început pandemia și nu s-a mai putut merge viața normal ca până acum, pentru noi acele au rămas cu adevărat amintiri care ni se par destul de departe pentru noi, dar gândiți-vă că doar un an în urmă eram la un normal, am zice noi, comparat cu ce avem în zilele noastre. Ei bine, dragii mei, ne gândim de multe ori și enunțăm acea sintagmă precum psalmistul din Psalmul 30 cu versetul 6. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Când toate mergeau foarte bine, eram așa de cert convins că toate vor merge mai departe precum până aici. Și desigur, când toate au mers foarte bine, nu ne-am gândit nimic la mai mult decât la cele de aici și acum. Ne-am gândit la casa care poate încă o construim și încă avem nevoie să terminăm cu ultimele permituri și contractorii care trebuie să vină și la aici ne-am concentrat toată atenția noastră. Sau poate ne gândeam să plecăm undeva cu familia, încă puneam niște bani deoparte în savings ca să avem destul pentru acea vacanță care o planificam. Și pentru acel lucru ne concentram atenția noastră. Las că vine iunie. E greu acum, dar vine iunie și în iunie scăpăm. Merem și noi un timp și ne bucurăm și scăpăm de toate. Și desigur, când toate merg bine, dragii mei, ne concentrăm la aici și acum. Nu gândim prea mult în perspectivă, deoarece de ce ne-am gândit? Toate merg foarte bine. Când mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Niciodată nu ne clătinăm când toate merg bine. Precum se spunea și în aceste zile, este una să vorbim despre credință, dragii mei, când toți suntem sănătoși. Dar când avem cazuri care ne împing la o rugăciune cu adevărat o credință, atunci se testează adevărata noastră credință în Dumnezeu. Mă rog din toată inima Dumnezeu să mărească credința noastră. Ei bine, dragii mei, la moarte nimeni nu vrea să se gândească câtă vreme este tânăr sau toate merg bine. La moarte se vor gândi cei mai în vârstă, zicem noi, ca să nu spunem bătrân, că e poate jignitor. Măcar că și cei în vârstă la un moment dat vor spune totuși, ar mai vrea să trăiască un pic, măcar să mai vadă pe cutare căsătorindu-se, măcar să mai vadă următorul nepot. Este o dorință de viață pentru noi și în Eclesiastul 7:2 ni se spune că mai bine este să mergem într-o casă de jale, pentru că acolo ne dăm seama cât de trecător este omul. Dar desigur, afară de faptul că avem o înmormântare, precum am avut în zilele trecute, cine se gândește la moarte? Ne gândim la multele proiecte care le avem în față, ne gândim la copiii care vrem să-i vedem crescând, ne gândim să fim noi sănătoși, mâncăm vitamine și câte cele să ne asigurăm că suntem bine, mai ales în aceste zile. Tot ce putem să facem, facem să asigurăm că vom avea o viață, zicem noi, lungă și fericită. Nimeni nu se gândește la moarte. Cu privire la răpirea care toți o anticipă și aspiră să ajungă la acel moment, desigur, cei mai mulți gândesc că mai este încă timp. Și desigur, cum se zicea în pasajul nostru în această seară, înainte de toate să știți că în zile din urmă, precum se spunea dimineață, noi trăim acum zile din urmă, vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. De mulți ani se predică vine răpirea. Ba încă fiecare generație a avut categoria lor de predici fataliste, deodată vine Domnul. Vedem pe Anticrist în fiecare lucru, în fiecare apogeu al tehnologiei generației noastre și căutăm undeva să ne poziționăm în generația finală. Dar de când e lumea, de când a venit Domnul și s-a înălțat la cer, tot zic că vine Domnul. Pavel credea că el prinde răpirea, spunea, noi cei care vom fi rămas, vom fi răpiți.
La fel ca și Pavel, următoarea generație a părinților bisericii, mai apoi următorii ucenici și până la noi astăzi, fiecare crede că prinde răpirea. Și ăștia spun, da, de când e lumea, tot așteptăm răpirea și de când nu a venit răpirea. Atunci, cum e cu treaba asta? E bine, dragii mei, aici vorbesc apostații, cei care trăiesc în pofte, în plăceri, care nu-L iubesc pe Dumnezeu, ar vrea să facă parte, dar n-au de-a face cu Biserica lui Dumnezeu. Dar, scumpii mei, se prea poate că și cei ce iubesc pe Domnul, la un moment dat să aibă o astfel de atitudine periculoasă, chiar fatală, am putea spune noi. Matei 24:44. De aceea, și voi fiți gata căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Și acum auziți, dar dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu, slăbovește să vină. Și mai departe, el continuă să-și trăiască viața cu bețivii, cu cei în destrăbălare, că stăpânul meu zăbovește să vină. O să vină Domnul, dar nu cred că vine chiar acum. Poate mai este un pic de timp, poate mai prindem încă o convenție, poate mai prindem încă 2022, cine știe. Nu cred că vine Domnul chiar acum. Și măcar că știm că vine răpirea, noi ne-am dorit într-o oarecare măsură să vină răpirea, totuși gândim că poate nu azi, nu acum. Dragii mei, pentru Petru duce o luptă de lămurire în cele două scrisori ale sale, epistole ale sale, cu bisericile spre care el se adresează. Versetul 1. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă prin care vă scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Întrebare. De ce caută Petru să trezească mintea sănătoasă? E bine, dragii mei, până am venit la mântuire, mințile noastre, precum spune Sfântul Pavel în Efeseni 4:17, sunt caracterizate după cum urmează. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Jimmy, lasă mai departe pe ecran. Dragii mei, asta este mintea unuia care nu-L iubește pe Dumnezeu. Până la mântuire, așa arată mintea oamenilor. Întunecată, pofte, plăceri, curvii, necurății, asta e mintea oamenilor. Dar acum, odată veniți la mântuire, merge mai departe următorul verset. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați, acum auziți, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, care de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Mintea noastră a fost înnoită. În momentul mântuirii, Dumnezeu a înnoit mintea noastră, scumpii mei, ne-a dus la viață. Și de aceea, mintea sau inima sau cugetul, dragii mei, în expresiile biblice, de obicei se referă la același lucru, centrul de comandă al omului. Ei bine, în acest centru de comandă este esențial să fie curăție pentru ca să avem credința mântuitoare. Întoarcem la 1 Timotei, la capitolul 3, cu versetul 9. Auziți, ci să păstreze taina credinței într-un cuget curat. Deci credința locuiește într-o minte curată, înnoită de Dumnezeu. Riscul când mintea, cugetul devine pătat de multele păcate și pofte, pleacă credința. 1 Timotei 1:19. Și să păstreze credința, și auziți, un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și acum au căzut de la credință. Odată ce cugetul devine întinat, omul pierde credința. Fratele păstor Vasile Hozan avea o expresie foarte interesantă, dar foarte practică. Dumnezeu pleacă din cugetul murdar. Când tu îți întinezi cugetul, mintea, cu fel de fel de imagini, de lucruri murdare, de lucruri care nu sunt credincioase, atunci Dumnezeu părăsește cugetul tău. Deci
părăsește credința și omul rămâne expus la multele lupte. Dar prin ce caută Petru să trezească mintea oamenilor? Versetul 2. Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, 1 și 2, și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Două componente prin care Petru caută să trezească mintea sănătoasă. În primul rând, prin Duhul profetic. E bine, dragii mei, lucrarea biblică este una absolut uimitoare în domeniul profetic. Întoarceți împreună cu mine în Isaia 45 cu versetul 1. Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână ca să doboare neamurile înaintea lui și să dezlege brâul împăraților, să-i deschidă porțile ca să nu se mai închidă. Frații mei, observați versetul 1 încă o dată. Așa vorbește Domnul către unsul său Cir. Asta e cum în această seară am spune, așa vorbește Domnul către fratele Mircea, care este în sanctuar. Dar dacă persoana spre care Dumnezeu se adresează, nici măcar nu există, ce ați spune? Pentru că Isaia prorocește cu 150 de ani înainte să fi născut Cir, împăratul care a distrus Babilonul și a dat edictul de reconstruire a Ierusalimului. Cu 150 de ani mai devreme, pe nume îl prorocește Dumnezeu că acest împărat are să vină. Asta e lucrarea profetică. Uitați-vă la Ieremia 25. Ieremia proclamă prin prorocie că Ierusalimul va fi distrus și timp de 70 de ani va fi dus în robie. Iar mai apoi, ca să vedeți cât de puternică este împlinirea acestei prorocii, 2 Cronici 36 cu versetul 20. Pe cei ce au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși de război, prinși la Babilon. Ei au fost supuși lui și fiilor lui până la stăpânirea împăraților perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită, până la împlinirea celor 70 de ani. Și acum, în cel din tâi an al lui Cir, s-a împlinit cu exactitate prorocia, pentru că spiritul profetic care se revelează în Scripturi, dragii mei, este însuși din Duhul lui Dumnezeu, ne spune mărit să fie Domnul. Mai zic o prorocie, Isaia 66 cu versetul 8, asta e cu adevărat uimitoare. Cine a auzit vreodată așa ceva? Cine a văzut vreodată așa ceva? Se poate naște oare o țară într-o zi? Sau se poate naște un neam așa dintr-o dată? Abia au apucat-o muncile și fiica Sionului și-a născut șefii. Dragii mei, după distrugerea Ierusalimului în anul 70, după răstignirea Domnului Iisus, poporul Israel n-a mai existat ca și națiune, ci a fost împrăștiat pe fața pământului. 2000 de ani evreii n-au mai existat ca și stat. A început războiul mondial al doilea prin anul 1938, în decurs de următorii 6 ani au fost măcelăriți acești evrei în număr de aproape 6 milioane. Iar în mai 14, în 1948, sub coordonarea lui David Ben-Gurion și președintele american Harry Truman, se semnează reinstaurarea statului lui Israel. Într-o singură zi s-a născut nația, sau mai bine spus, statul Israel. Cine auzi așa ceva? Se poate naște o țară într-o singură zi? Dar fiica Sionului de-abia a apucat-o muncile nașterii și-a și născut fii. Ei, dragii mei, aceste profeții în timp împlinindu-se au dovedit că Dumnezeu este Cel care vorbește și împlinește cuvântul Său. Și sunt multe prorocii vechi testamentare și noi testamentare care vorbesc despre ziua Domnului, despre care Petru în această seară vrea să ne vorbească foarte clar. Deci, prima componentă prin care trezim mintea sănătoasă este prin spiritul profetic. Și mărit să fie Domnul că în Biserica Pentecostală încă mai vorbește prin Duhul Sfânt. Bine am face să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu, zic Domnul să ne ajute la aceasta. Al doilea component prin care Petru aduce trezirea minții este cuvântul Domnului prin porunca, sau mai bine spus, porunca Domnului și Mântuitorului nostru, dată prin apostolii voștri. Deci când vorbim despre revenirea Domnului Iisus, escatologie, învățătura sfârșitului, dacă veți privi doar în Matei 24 și 25,
Două capitole în care Domnul Iisus Hristos vorbește pe larg despre ce are să însemne revenirea sa. Mai apoi, priviți la Apostolul Pavel, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, ultimele versete, vorbind despre răpire, partea finală. Mai apoi, priviți la Apostolul Petru, care vorbește în acest pasaj despre ziua Domnului. Priviți la Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4, când vorbește despre Duhul lui Anticrist, iar mai apoi, desigur, Apocalipsa. Apostolii din partea lui Hristos au vorbit despre ziua lui Dumnezeu și aceste cuvinte caută să trezească mintea sănătoasă. Teza lui Petru, totuși, este ziua Domnului însă va veni. Și în această seară, scumpii mei, am văzut din acest pasaj că este posibil să grăbim venirea zilei Domnului. Și mi-am pus o întrebare. Oare cum am putea să grăbim venirea zilei Domnului? Ba mai mult, aș intitula mesajul acesta, Doamne, grăbește-ți venirea. Doamne, grăbește-ți venirea, sub forma unei rugăciuni care ar vrea să ne însuflețească în această seară. Câteva lucruri la care oamenii au uitat sau au dat uitare. Haideți să observăm împreună din versetul 4, mi-a spus versetul 5 și versetul 6. Căci în adins, se fac ei că nu știu că odinioare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, din apă și coșturul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele necate de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Patru lucruri care oamenii le-au dat uitare. În primul rând, au uitat că Dumnezeu este Creatorul. Ei se fac că nu știu că odinioare erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă. Și am explicat când am început studiul din Romani cum Dumnezeu a fost implicat în creație și a creat universul, pământul. Domnul este creatorul a tuturora și noi zicem lăudat să fie Domnul. A uitat că Dumnezeu este creator. În al doilea rând, oamenii au uitat că Dumnezeu este judecătorul, versetul 6, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecate de apă. Dacă El este creatorul care toate le-a creat, El este în stare, suveran și drept să judece întreg pământul. Și legile noastre și înțelegerea noastră este arbitrară, dar Dumnezeu pătrunde în substratul gândurilor noastre și El poate judeca cel mai direct. Totuși oamenii se fac că nu știu că Dumnezeu este judecătorul. În al treilea rând, Dumnezeu este susținătorul. Prima parte versetului 7. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt. Dragii mei, toate stau în mâna lui Dumnezeu. Nimic nu-i scăpat de sub control. Domnul este pe tron, mărit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu pe toate le susține. Spunea Domnul Iisus, dacă El așa îmbracă crinii de pe câmp, păi nu vă va îmbrăca pe voi puțin credincioșilor? Păi El e în stare să facă mari minuni, toate le susține cu mâna-i tare. Domnul este susținătorul. Și în ultimul rând, Domnul este coordonatorul. Ultima parte din versetul 7. Pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dragii mei, vreau să vă spun că nimica nu este la întâmplare. Frica oamenilor acum, până acum câțiva ani era că vom avea al treilea război mondial, un război mondial nuclear și ne vom nimici cu mâna noastră singuri. America, Rusia, China, toți au arme nucleare, apasă un buton, toată lumea explodează și toți murim. Asta era frica oamenilor. Mai recent, pentru că s-au schimbat lucrurile, oamenii acum se tem de războiul bio-nuclear, care va însemna virusurile care sunt infectate în oameni și uite că o să murim pe capete. Și oamenii se tem de fel de fel de calamități. Vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu coordonează judecățile sale. Auziți? Sunt păstrate pentru foc, nu pentru altceva. Dumnezeu nu scapă de sub control, toate îi stau în mâna-i sfântă și El este coordonatorul tuturor lucrurilor. El trimite orice vrea și permite numai ce vrea. Nu vine o nenorocire la întâmplare, ci Dumnezeu este încă în control. Ei bine, dragii mei, acestea toate mie îmi spun că avem un Dumnezeu deosebit de mare. Dar mai mult, un Dumnezeu care este bogat în bunătate și în îndurare. Auzi versetul 8 și 9. Dar, preiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinților Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la
pocăință, avem un Dumnezeu care istoria o pune în pauză pentru că așteaptă ca tu și ca eu să ne pocăim. Ăsta e Dumnezeul nostru mare, plin de îndurare, de bunătate, care prin bunătatea Lui toate le ține în mâna-i sfântă. Și totuși, acest Dumnezeu mare a stabilit o zi a judecății. Versetul 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile se vor topi, vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Este o zi a judecății hotărâtă de Dumnezeu. Cineva spune, dar ce am făcut? Gândiți-vă doar la milioanele de avorturi comise. Se plâng oamenii de COVID, că mor oameni de COVID. Dragii mei, toate ciumile astea puse la oaltă n-au omorât atâția oameni cât s-au omorât oamenii prin avorturi. Mai mult, gândiți-vă la casele, magazinele și locurile de curvie și de imoralitate, unde sufletele oamenilor au fost spurcate de cel rău prin păcatele trupești. Gândiți-vă la grădinile care susțin beția oamenilor. Gândiți-vă, dragii mei, la corupția prin care se asupresc cei fără niciun ajutor. Dumnezeu va fi drept în judecata Lui asupra unui pământ care l-a renegat cu totul și s-a întors cu fața înspre cădere și înspre păcat. Dar, dragii mei, care este teza pe care ne interesează pe noi în această seară? Anume, ziceam, să grăbim venirea zilei Domnului. Pentru Biserica lui Dumnezeu aceasta trebuie să fie cea mai mare dorință. Ne-am obișnuit să-i cerem lui Dumnezeu să ne dea vindecare, că suntem bolnavi. Să-i cerem binecuvântare, că vrem să fim binecuvântați. Să-i cerem biruințe mari, abundență financiară. Ne rugăm pentru toate lucrurile, dar vreau să vă întreb, când ați auzit ultima dată o rugăciune, numai una, în care să se roage biserica doar pentru atât? Vino, Doamne Iisuse! Când s-a rugat biserica în unison, dorind un singur lucru, revenirea Domnului Iisus? Și aici este o mare problemă, că biserica nu se mai roagă. Și totuși, noi putem să grăbim venirea zilei Domnului. Și mi-am pus întrebarea, oare cum putem să grăbim venirea zilei Domnului? Și vreau împreună cu mine, scumpii mei, să observăm în această seară patru lucruri prin care putem, ca și biserică, să grăbim venirea lui Dumnezeu și astfel izbăvirea noastră dintr-un pământ corupt, murdar, păcătos și plin de multe păcate. În primul rând, putem să grăbim venirea zilei Domnului prin evangelizare. Matei, capitolul 24, cu versetul 14, observăm împreună acest cuvânt al Domnului Iisus. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Dacă vrem să grăbim venirea zilei Domnului, scumpii mei, trebuie să ne punem să evangelizăm. Mandatul bisericii este clar din mare trimitere. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Aceasta e trimiterea generală pentru toți care facem parte din biserică. Dar în epoca modernă ne-am învățat să descărcăm responsabilitatea noastră asupra unor păstori, evangheliști, slujitori care i-am pus în adunare și am spus, voi să faceți slujba asta. Păi dar tu ești păstorul, tu să evanghelizezi, eu sunt om de rând, cum e expresia, nu mă bag eu în domeniul ăla, e domeniul tău, eu fac altceva, care m-am învățat să fac, tu să evanghelizezi pe oameni. Dar, dragii mei, vreau să vă spun că în Biblie nu spune păstorul, evanghelistul și prorocul ăia să evanghelizeze, ci voi toți mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ne-am obișnuit, dragii mei, ca un grup select de oameni, ei să se roage pentru noi, ei să citească Biblia pentru noi, ei să postească pentru noi, ei să ne crească copiii, ei să ne crească tinerii și noi să stăm liniștiți că totul se face în numele nostru. Ei bine, vă dau un exemplu din biserica primară care pe mine m-a uimit. Fapte, capitolul 8, primele 4 versete. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, în ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și acum auziți. Și toți, virgulă, afară de apostoli, virgulă, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei, adică toți s-au împrăștiat peste tot. Acum, niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan, dar acum în versetul 4, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Cine propovăduia cuvântul? Noi am spune, păi apostolii. Nu.
toți afară de apostoli, apostolii au rămas în Ierusalim, toți ceilalți s-au împrăștiat. Cine propovăduia cuvântul? Toți care s-au împrăștiat. Ăia care au fost la Rusalii, ăia care mai apoi la a doua predica lui Petru au fost prezenți, ăia care erau tineri convertiți, proaspeți convertiți. Așa o putere a pus în ei Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, încât oriunde au ajuns, au mărturisit pe Hristos și s-au fondat biserici. Aici pun o notă. De aceea, dragii mei, este așa de necesar să fim botezați cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. N-ai cum să ai eficacitate în mărturisire dacă n-ai plinătatea Duhului Sfânt în tine. Și nu poți spune că n-ai nevoie când mandatul tău și al meu e să-L propovăduim pe Iisus Hristos la orice făptură. Doamne, ajută-ne la aceasta! În epoca modernă, în schimb, ne este frică să fim etichetați ca niște fanatici, ciudați, mintiți, pentru că am spus despre Iisus. Totuși, aceasta, vreau să vă spun, ne este chemarea. Auziți un verset foarte interesant. Evrei, capitolul 13, cu versetul 12. De aceea, Iisus, ca să sfințească, norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Și acum auziți, să ieșim, dar, afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Cine vrea să fie ocărât? Cine vrea să fie batjocorit? Cine vrea să primească ocara lui Hristos? Dar auziți următorul verset, căci noi n-avem aici o cetate sătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Ești pregătit să suferi ocara lui Hristos când realizezi că nu aici e împărăția. Împărăția va să vină și acolo la Domnul Iisus Hristos. Până atunci, desigur, dacă numai aici te gândești, îți va fi rușine să râdă alții de tine. Și vreau să vă dau câteva metode practice de evangelizare. Caută oportunitatea potrivită. În privința aceasta, scumpii mei, într-un moment Dumnezeu va scoate în cale pe cineva. Caută oportunitatea potrivită. Eram la Costco înainte de sărbători și căutând să fac ceva cumpărături, o familie de români mai în vârstă erau și dumnealor pe acolo. M-am tot învârtit pe lângă ei că nu știam cum să-i abordez. Dar într-un moment final m-am apropiat de ei și ne-am spus: Doamne ajută, vă doresc sărbători fericite cu Domnul Iisus. Au rămas surprinși, bucuroși că un român le vorbea pe graiul lor. Dragii mei, caută oportunitatea potrivită, că Dumnezeu îți va scoate în cale oportunități, doar să fii gata să sari pe ele, cum am zice noi. Găsește o portiță. Spunea foarte bine un predicator, Vodi Boacăm, când te întreabă cineva cum ești, nu răspunde numai bine, asta e prea sec. Pune-l pe om să înceapă conversația cu tine. Mai bine decât merit. Asta sună interesant. Cum adică mai bine decât merit? Ce înseamnă asta? O, păi să spun. Eu nu merit nimic ca bun. Iisus m-a mântuit și ți-a deschis o poartă pentru evangelizare. Caută prin momente speciale să te apropii de oameni care le pot spune ceva despre Iisus. Sau mergi la masă la restaurant, vine chelnerul sau chelnerița să-ți ia comanda și îi spui, pentru că ești un creștin pocăit care știe să roage, să-și binecuvânteze mâncarea, îi vei spune: auzi, eu vreau să mă rog pentru mâncare, dacă tot mă rog, ai vrea să mă rog și pentru tine? Este ceva în viața pentru care vrei să mijlocesc în fața lui Dumnezeu? Zicea bine Vodi Boacăm, nu totdeauna lucrează aceste metode. Dar nu știi când dai peste cineva, zicea dumnealui care a folosit această metodă la restaurant, era o tânără domnișoară care îi servia mâncarea și a întrebat-o: am putea să ne rugăm și pentru tine? A plecat repede în bucătărie, s-a întors înapoi cu un caietel, a început să plângă și a zis: atât de mult am nevoie cineva să mă ajute și pe mine într-o problemă. Și a deschis inima în fața acestor oameni și ei s-au rugat pentru ea. Dragii mei, evangelizarea este ceva ce este intenționat, nu se face din greșeală. Trebuie să vrei să evangelizezi. Nu înseamnă să predici, nu înseamnă să iei din Geneza în Apocalipsa, nu înseamnă să ai cuvinte elocvente, ci să poți să spui la cineva despre Iisus Hristos. Mă rog din toată inima Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Prin evangelizare grăbim venirea zilei Domnului. În al doilea rând, putem să grăbim venirea zilei Domnului prin curăție.
Și am să citesc aici înapoi la pasajul citit în această zi, dragii mei, din 2 Petru, capitolul 3, anume vom privi la versetul 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile se aprinse se vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului, într-o purtare sfântă și evlavioasă. Ei, dragii mei, vreau să vă spun că avem o foarte mare responsabilitate când vorbim despre revenirea Domnului. Și de aceea poate unii n-ar vrea să vină Domnul chiar acum, pentru că își dau seama că în viața lor există o problemă. Vorbeam cu fratele păstor Vasile Hozan aceste zile vis-a-vis de înmormântarea sorei Ana Cătană și zicea și Dumnezeu câteva exemple care le știa. Precum oameni care nu erau încă împăcați cu Dumnezeu, înainte de moarte, vedeau niște figurine negre, urâte, care veneau să ia și țipau tare. Vino repede, că uite, vin ăștia negri să mă ia, vino repede că vin să mă ia. Și soția sau copilul care era pocăit, intrau în rugăciune și insistau și la un moment dat plecau negrii ăia. Iar peste câteva zile iar veneau negri și iar începea să strige și iar striga și iar la rugăciune și iar plecau. Până într-o zi când n-a mai fost cineva să mijlocească lângă ei și acele duhuri care au venit i-au luat și i-au dus la locul de veci, care din fericire a fost un loc de chin și de durere. Dragii mei, realizăm că revenirea Domnului ne responsabilizează. Noi ne-am învățat că trebuie să fim pregătiți o dată pe lună când venim la cina Domnului. Încolo ne-am pregătit noi cumva, cumva. Când dăm de un bai, desigur, atunci ne pregătim că ne treabă frații la ungerea cu un de lemn dacă avem ceva de mărturisit și atunci suntem oarecum într-o postură în care trebuie să ne apropiem de Domnul. Totuși, dragii mei, Dumnezeu vrea o purtare sfântă și evlavioasă, adică cu totul pusă deoparte. Și îngăduiți-mi în această seară să vă răspund într-un mod foarte practic și pragmatic ce înseamnă lucrul acesta în viața noastră modernă. Întoarceți împreună cu mine doar pagina din 2 Petru, capitolul 2, și acum auziți două versete, versetul 7 și versetul 8. Și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată acestor stricați, căci neprihănitul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit, din pricina celor ce le vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Cei mi lasă un pic asta pe ecran. Din pricina celor ce le vedea și auzea. Dragii mei, a ce vă sună acest lucru, a vedea și a auzea? Mie îmi sună a mass media Sodomei în care noi trăim în zilele noastre. Toate ecranele noastre sunt umplute, îi umplut de mass media acestei Sodome în care noi trăim. Și, dragii mei, omul lui Dumnezeu Lot își chinuia sufletul pentru că vedea și auzea, nu practica, vedea și auzea. Și eu vreau să vă întreb acum, oare, dragii mei, cum ne chinuim noi sufletele noastre neprihănite când stăm noapte și ne uităm la filmele unui Hollywood care împânzește lumea cu imoralitate, cu spurcăciuni, cu homosexualitate, crime și toate cele, băuturi și câte lucrurile care sunt cu adevărat antitetice lui Dumnezeu. Mă întreb, cum ni se chinuie nouă sufletele? Cum ni se chinuie nouă sufletele când stăm la show-urile acestei lumi care le sorbim în fiecare zi cu mare atenție, fără să ne dăm seama că ne infectează inimile și sufletele noastre? Și dacă vreți să vedeți că nu numai românii sunt fanatici, cum zic unii, dragii mei, căutați pe YouTube, dacă vreți, pe David Wilkerson, marele păstor american din New York, și căutați sintagma David Wilkerson condemns TV sau exposes television și veți vedea o secvență dintr-o predică a acestui păstor în care strigă către adunare: cum poți să stai în adunarea sfinților și să bei din paharul dracilor scos din fundul iadului, expus pe ecranele unui Hollywood care vrea să infecteze sufletele? Dragii mei, eu îmi pun o întrebare. Dumnezeu vrea printr-o purtare sfântă și evlavioasă să grăbim venirea Lui. Cum împăcăm această trăire cu ecranele care zilnic merg în casele noastre? Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu practic din nou, o meditație pentru fiecare dintre noi. Măcar că niciodată n-am urmărit și nu sunt pasionat, este în fiecare an, sau cel puțin câțiva ani înțeleg, acest numit Super Bowl, unde se joacă fotbalul american.
În medie, un meci sau nici nu știu cum se desfășurează această activitate, durează 3 ore și 44 de minute, pe lângă multe alte reclame, dansuri foarte murdare și pe lângă multe alte cele. 3 ore și 44 de minute și stau oamenii lipiți de televizor cu popcornul în mână să se uite la echipa lor favorită cum va câștiga meciul. Și de multe ori ne plângem când stăm 2 ore la un program de adunare. Venim la o așa numită noapte de veche de la 7 la 12 și pe la 10 plecăm acasă că suntem prea obosiți, că a mers prea lung programul. Dragii mei, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, grăbiți venirea zilei Domnului. Și eu mă întreb în această seară, dragii mei, cum e posibil să trăim cu sfințenie și evlavie și în casele noastre infecția unei Sodome să fie pe lângă noi? Bine zicea fratele Gelu la anul nou, nu-i de mirare că Balac a putut să zidească 7 altare ca să blesteme pe Israel. Și noi de multe ori nici măcar unul nu putem să zidim împreună copiii noi. Facem o rugăciune ca să ne împăcăm cucetul că ne-am rugat și noi. Dragii mei, în această seară vreau să vă spun că dacă noi nu ne vom curăța de aceste lucruri, are Duhul Sfânt metode să curețe biserica Lui. Și tare mă tem că am ajuns așa de infectați de lumea aceasta. Lot își chinuia sufletul de ce vedea și auzea. Și noi, de bună voie și nesiliți de nimeni, le căutăm să bem din paharul acesta al unor necurății. Mă rog din toată inima Domnul să sfințească biserica din Kitchener. Dragii mei, e așa de aproape venirea lui Dumnezeu. Și frumoasă era acea cântare. E mult prea scumpă părtășia, e mult prea scumpă eternitatea, s-o pierzi. Pentru ce? Pentru un show din Hollywood, pentru o reclamă, pentru un film. Dragii mei, mă rog din toată inima, cum se ruga omul Dumnezeu odinioară, Doamne, deschide-ne ochii să vedem vedenile Tale, deschide-ne ochii să vedem împărăția-ți veșnică și închide-ne ochii să nu mai vedem scârboșenia acestei lumi. Doamne, sfințește-ți poporul! În al treilea rând, cum putem să grăbim venirea zilei Domnului? Prin rugăciune. Apocalipsa, capitolul 22, versetul 17 și versetul 20. Ascultați-l împreună cu mine. Și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Versetul 20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vino, Doamne Iisuse! Putem grăbi venirea zilei Domnului, scumpii mei, prin rugăciune. Este una dintre cele mai neînțelese practici, dar dintre cele mai puternice practici. Pentru că unii se întreabă, dar cum lucrează rugăciunea? Așa de neînțeleasă este încât ucenicii la un moment dat zic Domnului Iisus, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum trebuie să ne rugăm? Ei, dragii mei, un lucru este cert în rugăciune. Rugăciunea are mare putere. Acest soi de dragi nu este afară decât cu post și rugăciune. Poți să vii cu legitimație de păstor, de evanghelist, de proroc, de ce vrei tu, poți să vii cu câte mâncăruri, poți să vii cu pledorii, cu țipete mari. Acest soi de dragi nu se mișcă decât cu post și rugăciune. Rugăciunea este o armă deosebită. Mai mult, dragii mei, rugăciunea are un efect extraordinar. Auziți Apocalipsa, capitolul 8, versetul 3. Apoi, a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cadelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o ducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul a luat cadelnița, a umplut-o cu focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și auziți, s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și cutremur pe pământ. Știți că atunci când se roagă biserica, Dumnezeu pune în mișcare toate lucrurile? Știți că ne-am rugat pentru fratele Ionel Turcone și Dumnezeu l-a scăpat de la intubare și l-a dus acasă, că mare-i puterea lui Dumnezeu? Știți că ne-am rugat pentru sora Simida Toma, că era gata să fie intubată și Dumnezeu a scos-o cu mâna tare și acasă în familie, că mare-i puterea lui Dumnezeu? Mare putere are rugăciunea fierbinte a celor neprihăniți. Dragii mei, vom grăbi venirea zilei Domnului când vom începe să ne rugăm pentru lucrul acesta. În perspectiva revenirii lui Dumnezeu, zicea Apostolul Petru,
sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și eu mă gândeam să spune, vegheați în vederea studiului biblic, vegheați în vederea lecțiilor, vegheați în vederea economiei sau a banilor, vegheați în vederea rugăciunii. Și avem nevoie de o viață de rugăciune. Mă rog Dumnezeu să înflăcăreze adunarea și să lase în noi un dor de rugăciune. Vorbeam cu fratele Mitică Franciuc în aceste zile, care transmite sfinte salutări bisericii noastre. Zicea dumnealui de o lucrare care acum 4-5 ani a fost dată prin Duhul Sfânt. Și Domnul vorbea către biserică, pentru că poporul meu nu mă mai cheamă, am să-l silesc prin încercări să strige la mine ca să vin cât mai curând. Și observați ce vremuri trăim. Vă întreb, scumpii mei, și vreau să vă spun că nu-i la întâmplare, dacă Dumnezeu nu îngăduia acest val peste noi, cât ne-am fi rugat în zilele acestea, cât am fi strigat la Dumnezeu, dacă toate mergeau bine și nimica nu ne deranja. Ne cheamă Dumnezeu să strigăm, dar nu cu disperare, ci să strigăm cu Duhul împreună, vino Doamne Iisuse. Să fie o rugăciune zilnică, dragii mei, în care să așteptăm și să grăbim venirea zilei Domnului. Și în ultimul rând, vom grăbi venirea zilei Domnului prin acceptarea persecuției. Și aici e ceva ce parcă ne sperie, ba chiar nici n-am vrea să auzim așa ceva, dar ascultați cuvântul lui Dumnezeu în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, ca să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi și ca și cum ziua Domnului ar fi venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării. Lepădarea de credință. Într-o vreme discutam cu fratele Cornel Bârsan și spuneam, frate Cornel, am ajuns deja să ne lepădăm de credință de bună voie și ne silize nimeni. În loc să venim la adunare, venim la Grand Bend, că e mai frumos afară. În loc să stăm în post, mergem la restaurant. În loc, și zicea el Andrei, acolo spune că asta vine peste toată fața pământului. Aia e ceva forțat, nu de bună voie. Lepădarea de credință vine în contextul persecuțiilor, dragii mei. Cele mai frumoase amintiri și părtășii care le am, vreau să vă spun că au fost în cadrul bisericii. Îmi iubesc soția și copiii și familia într-un mod deosebit, dar niciodată n-am simțit așa momente de bucurie precum am simțit în momentele de părtășie la seri de rugăciune, la nopți de veghe, în convenții speciale când Domnul ne vorbea. Dragii mei, n-aș da aceste părtășii pentru nici o vacanță. De mi-ar plăti cineva vacanța cea mai exotică, în cine știe ce loc din lumea asta, pe gratis cu toate cele incluse, n-aș da o seară de părtășie în rugăciune pentru o astfel de vacanță. E prea sfântă părtășia, dragii mei. Și eu m-aș fi gândit că dacă așa de importantă e părtășia asta pentru noi, Dumnezeu s-ar pune împotriva oricărei împotriviri și lupte ca biserica se poată bucura de părtășie. Și totuși, Dumnezeu îngăduie persecuția. Știți de ce? Pentru că nici când nu l-a căutat biserica mai mult pe Dumnezeu ca atunci când a fost în persecuție. Știți că din cele 7 biserici din Apocalipsa, doar pe 2 Dumnezeu nu le mustră? Și coincidental, cele 2 care Dumnezeu nu le mustră, dragii mei, sunt bisericile persecuției. A doua biserică, Biserica Smirna, este biserica persecuțiilor romane. Ai să ai un necaz de 10 zile, au fost cei 10 ani de persecuție sub Dioclețian în care cei mai mulți martiri au fost aruncați la fiare, bătuți, schingiuiți, biciuiți, tăiați în două cu fierăstrău, puși pe cruci în marile arene ca să râdă oamenii de ei. Biserica persecuției și Dumnezeu n-are niciun cuvânt de mustrare pentru Smirna. A doua biserică pe care Dumnezeu n-o mustră este penultima, Biserica Filadelfia. Biserica Filadelfia este biserica persecuțiilor comuniste din secolul 20, dragii mei. Este biserica în care Dumnezeu îi spune, ai o ușă în față care ți-am deschis-o și nimeni n-o poate închide. Și niciodată n-a fost evangelizare, cum s-a făcut în era sub cortina de fier. Din America, din Londra, din multe alte lucruri au venit resurse și frații sub cortina de fier au evangelizat și au câștigat suflete cu prețul vieții lor. Aceste două biserici n-au nicio mustrare, pentru că biserica persecuției, scumpii mei, este biserica care tot mai tare se apropie de Dumnezeu. Oare de ce
ar grăbi venirea Domnului momentele de persecuție. Și știți că vă dau un argument logic, simplu de înțeles. Cu vreo ceva timp în urmă am fost cu soția împreună până la cumpărături. Eram cu bebelușul nostru în mașină. Am ieșit eu să mă duc în magazin, soția a rămas în mașină, mașina încă mergea ca să fie cald, cum acum este iarnă. Și eram parcat în parcare, parcare mare, lângă noi era o altă mașină. Eram în magazin și primesc un telefon, soția din mașină mă sună plângând, speriat, numai. Ce s-a întâmplat? Domnul care era parcat lângă noi, un om mai bătrân, a venit lângă mașină, foarte mânios și nervos, că mașina lui era parcată un pic mai câș, a lovit mașina de două ori cu ușa lui și a început să o înjure pe soția mea în toate felurile. A plecat de acolo mânios și soția mea s-a speriat foarte tare. Acum, dragii mei, nu sunt un om bogat cu mașini de lux. Vă spun sincer, chiar nu-mi păsa de era mașina îndoită. Dar faptul că s-o dat să țipe la soția mea, să o înjure, să o sperie, asta m-a necăjit, m-a supărat. Acum, cât de sfânt vreau să fiu eu, totuși încercam să-mi păstrez aceste emoții care unor vor să apară la iveală. Dragii mei, vreau să vă spun că biserica este mireasa lui Iisus Hristos și în momentul când biserica intră în persecuție, să știți că tot cerul e gata să-și apere mireasa și de aceea, din contextul acestor persecuții, Hristos își va răpi mireasa acasă și va trimite cele mai mari pedepse peste un pământ care l-a renegat. Scumpii mei ascultători, să grăbim venirea zilei Domnului. Ne cheamă Dumnezeu prin evangelizare, ne cheamă Dumnezeu prin sfințire, ne cheamă Dumnezeu prin rugăciune și ne cheamă Dumnezeu prin acceptarea momentelor de persecuție care pot veni, să grăbim venirea zilei Domnului. Știți care este concluzia Apostolului Petru? Versetul 13 și versetul 14. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm cerul noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Ce așteptăm noi? Să ieșim din COVID, să mergem la Elora Gorj, să facem mici, să mâncăm, să notăm, să mergem în vacanță, să mai construim o casă? Ce așteptăm noi? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou. Noi așteptăm împărăția veșnică a Lui Dumnezeu, nu pământul acesta corupt cu multele Lui. Și pentru că așteptăm aceste lucruri, nu intrați pe cruz control. Mergem la biserică duminică și ne-am spălat pe mâini că am fost la adunare. În rest, hai la meci, hai la fotbal, hai la filme, hai la toate și trăim viața ca și cum nu contează ce se întâmplă mâine. Și dacă așteptăm pe Domnul, siliți-vă, anevoiți-vă, luptați-vă, ca la venirea Lui să fiți găsiți fără vină, fără prihană și în pace cu Domnul Dumnezeul nostru. Mă rog în această seară, Doamne, grăbește-ți venirea, vino, Doamne, cât mai curând și du-ne acasă să fim împreună cu Tine o veșnicie. Amin.